Festival, September 2 to 4th, Cioca Utility Airport, Timișoara. Listen to your favorite artists. Come meet Dubioza Collective, J.P. Cooper, Carlos Dreams, Sigma, Sigala. Enjoy some of the best plays and don't forget to live life around tech. Fly beyond sunset. Bine v-am regăsit! Să rămână! Mulțumesc, Vlad Gârbon, este cofondatorul Fly Festival. Un festival care, pe măsură ce trece timpul, capătă o forță și o dimensiune sau capătă dimensiuni care ne iau pe surprindere, cred că și pe voi. Dacă la început vorbeam timid de un proiect care ataca din toate părțile, criticat, se desfășura pe un aerodrom care îndeplinea, nu îndeplinea condiții, voi ați fost niște temerari și tu împreună cu partenerul tău, cu Ovidiu Megan, da, v-ați încumetat și ați spart gheața pentru Timișoara. Da. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și așa este, cum spuneți. Noi când am preluat aerodromul utilitar Cioca în 2019, noi am pornit la drum cu gândul să organizăm și să dezvoltăm ceva pentru Timișoara, cum am văzut că se întâmplă în toate orașele mari civilizate din Europa. Ne-am apucat de muncă și de conceptul festivalului Flight în mai 2019, iar în septembrie, când o să ne-am spus că suntem absolut nebuni, pentru că locația de la aerodrom nu se putea face absolut nimic acolo, era o tarla, erau bălării de 2 metri, fugeau fazanii pe acolo. Dar într-adevăr am avut mult sprijin din partea prietenilor care ne-au ajutat cu utilaje, cu oameni, cu... Deci ce pot să spun, da, au fost mulți și împotriva noastră, dar și mai mulți au fost cu noi. Am fost absolut inconștienți în primul an. Noi nu am știut ce înseamnă organizarea unui festival de anvergura flight-ului, pentru că nu ne-am bazat doar pe zona muzicală. Noi am vrut să avem și teatru, și film, și tech talks, și hackathon. În accepțiunea celor mai mulți, un festival este legat de zona de muzică, de zona de... Toată lumea leagă foarte mult. Voi ați diversificat și ați adus foarte multe elemente în meniu, cum ar veni. Adică se diferențiază, dacă este să-l particularizăm și să vorbim despre Fly Festival cu o notă distinctivă, el este un pic într-o altă zonă, intră într-o altă abordare, un pic mult mai complexă. Este un eveniment de cultură, de îmbină arta cinematografică, muzica, multe genuri muzicale, o să vorbim un pic despre asta, tehnologie, știință, adică e o provocare și nu cred că există cineva care nu și-ar găsi punct de interes acolo. De ce chestia asta? De ce? Într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, este un eveniment complex de cultură și entertainment. Anul acesta avem și un cuvânt pentru asta, se numește Flight, este primul festival de edutainment, o combinație entertainment și education. Edutainment. Ați inventat... Da, un termen care se mulează perfect pe festivalul nostru. Este o provocare, într-adevăr, să avem atâtea evenimente care trebuie organizate pe parcursul o lună de zile, de fapt, avem la dispoziție pentru a organiza și filmul, și teatru, și tech-ul, și muzica, și toate aceste componente ale festivalului. Dar este ca un răspuns al nevoilor orașului nostru. Noi din start, când am numit evenimentul, știam că dacă vrem să avem o zonă de muzică, de exemplu, nu putem să o punem în centrul orașului, pentru că va face un damage irecuperabil Timișoarei. Am fi distrus parcuri, oamenii nu ar fi putut dormi. Atunci am identificat această zonă la 3 km de Timișoara, unde, sincer să fiu, nu cred că deranjăm pe nimeni. Dar cealaltă parte, partea de film, partea de teatru, partea de tehnologie, sunt gândite în așa fel încât un segment mai mare, asta ne întrebau și oamenii de marketing, care este publicul vostru țintă? Și am spus, este simplu, de la 8 la 80. Nu se poate. Ba da, se poate, pentru că oferim câte ceva fiecăruia. Dacă ar fi să... îmi cer scuze acum pentru că intervin. Dacă ar fi să întrebi, să faci un sondaj, un vox populi, da, să ne ducem în... Toată lumea, dacă vorbești Flight Festival, ei leagă aerodromul Cioca. Dar trebuie să spunem că Flight Festival este mult mai mult și începe mult mai devreme decât acele perioade în care se ascultă muzică la toate scenele care vor fi aplasate acolo și vom vorbi despre asta. Adică să știți că vom lua așa un
practic pe feliuțe. De ce? Flight Festival este un fenomen care se desfășoară în multe locuri. Nu este numai în zona aerodromului Ciocă. Se întâmplă din 26. Da, începând cu data de 26 vom avea deschiderea oficială a festivalului la podul din centru de lângă catedrală, la Dar pe Mal mai exact, unde am gândit un opening ceremony inedit pentru noi și pentru orașul nostru, în ideea în care împreună cu partenerii de la Bold, care sunt prietenii noștri care se ocupă de zona de multimedia din Chișinău, am adus alături de noi următoarele patru lucruri extrem de interesante. Primul este un concert extraordinar susținut de trupa Phaser, care vor cânta adică de noștri de aici. Ai noștri, pentru că asta face parte și din sunt din un fel de trupă rezident al festivalului pe care noi ne-am propus să-i promovăm. Aduc fiind ai noștri, fiind niște tineri extrem de talentați și foarte buni în ceea ce fac, noi ne dorim să-i promovăm și pe ei și câțiva DJ de muzică electronică. Mă rog, oricum, trupa Phaser va cânta pe o barjă care va fi pusă pe mijlocul apei, pe mijlocul Begăi. Am oprit tot traficul de la ora 7. Asta se întâmplă de la ora 7. De la ora 9. 9, spre, la ora, 9 dimineața. La ora 21 seara. 21 seara, seara să fie, da, la efectul. 21 seara, exact. Și este spectaculos. Este spectaculos. Trupa Phaser deschide cu un concert de 30 de minute, după care vom avea un show de lasere absolut fenomenal. Eu trebuie să spun că am văzut o singură imagine statică și am avut tendința să fiu ca la stomatolog când forțată sau nevoită deschid gura și am avut ce să fac. Este extraordinar ce am văzut, deci va fi spectacol. Da, va fi un show de lasere cum nu s-a mai văzut până acum în Timișoara, cu litere volumetrice proiectate pe niște fog mașinuri puse pe Bega, apa va prelua mult din culoare, va fi un spectacol, un joc de lumini extraordinar. Urmate de luminarea podului din stânga, dreapta, de pe un mal pe altul, trebuie să fim foarte atenți deoarece este patrimoniu și nu avem voie să ne legăm de el cu absolut nimic, nici măcar cu o sârmă sau... Ca să vedem și noi că există și organizatori, există și oameni care se gândesc la patrimoniu, de fapt vor să-l scoată în evidență mai mult decât a reușit să-și atingă scopul și să realizeze ei un act, fie el și dacă e de cultură sau așa, că nu ne pasă nimic de nimic. Despre asta și este vorba. Nu suntem niște mercenari veniți de altundeva să facem evenimente, să câștigăm bani și să plecăm. Noi, în primul rând, ne pasă de orașul nostru. Noi suntem timișoreni și ținem foarte mult. Și da, exact cum a spus și dumneavoastră, este vorba de heritage, de a scoate în evidență patrimoniul cultural al orașului prin evenimente culturale inedite, amestecate cu zona de tehnologie și new media, care este un trend în creștere. Oriunde în lume, asta se observă acest trend de a combina arta cu tehnologia, lucru pe care îl facem și noi în 26. Deci podul va fi luminat. Podul va fi luminat. De excepțional. Da. Ați făcut o construcție acolo. Da. Ceva... Am făcut o construcție. Greu, deloc ușor, putem să spunem, dar pentru prima dată s-a reușit să se realizeze o pasarelă sau cum să zicem, un exact, pasaj? Un subpasaj de fapt făcut din structuri de aluminiu pe care vom prinde niște LED-uri speciale pentru așa ceva, urmate de încă o construcție din aluminiu cu ecrane pentru a oferi o experiență imersivă publicului. Zona este foarte bună. Am văzut acolo și ne-am uitat destul de mult timp și am observat câtă lume de fapt circulă pe Bega, mai ales seara. Sunt oameni cu copii, cu cărucioare, cu biciclete, cu trotinete. Atunci, în momentul în care vii, trebuie ceva ieșit din comun, absolut ceva inedit, acest tunel imersiv, de fapt, care se va întinde pe, dacă nu mă înșel, cred că 13 metri lungime va avea unul, iar al doilea va avea 4 metri și vor fi puse una în alta. Adică va oferi ceva spectaculos orașului nostru. Vedem și dintr-o altă perspectivă podul pe care îl trecem zilnic. Exact, exact. Bine, mai ales seara. E un spectacol și seara va fi cu atât mai spectaculos. Da. Asta se întâmplă în 26. Din 26 până în 28 vor rămâne luminate podurile, da. Super. Deci dacă cineva pierde 26 și încă n-a venit din vacanță și vede asta, să știe că și în 27 se poate merge și în 28. Da, bine, în 26 este și petrecerea de deschidere, adică ar fi bine să fie acolo. Și petrecere pentru toată lumea.
Da, este petrecere pentru toată lumea. După ce termină de cântat trupa Feather, va prelua DJ Cookie, care este alt DJ rezident al nostru, și va ține o petrecere cu muzică retro până la ora, cred că la ora 12 este când maximul, este permisă hotărârea de consiliu local. Da, asta care, e. Apropo, sper să se schimbe, pentru că dacă la nu suntem capitală culturală, nu vom putea opri evenimentele la 11 noaptea și terasele. E atât de împărțită, sunt atât de împărțite lucrurile, încât e subiectul pentru o altă așa dezbatere pe care o să o facem după ce trece minunatul festival. Vom avea timp să dezbatem și aceste, și aceste lucruri, pentru că sunt de dezbătut și da, sunt, este nevoie să se asculte și vocile celor care chiar își doresc și investesc energie, efort, chiar și bani, pentru că trebuie să spunem că toate lucrurile astea costă și de toate lucrurile astea avem nevoie dacă vrem. Că o investiție înseamnă, până la urmă, aducerea de alte bani și câștiguri pentru toată lumea. Absolut. Nu e pentru absolut o singură parte. Bun. Atunci, după 28, se întețesc evenimentele. Se mută petrecerea la aerodromul Cioca. Hmm. Începând cu 2 septembrie până în data de 4 septembrie, avem Flight Music, 3 scene, cu trei stiluri muzicale diferite. Da. Main stage-ul a fost gândit în așa fel încât să fie pe placul tuturor, împărțit pe zile, pe stiluri muzicale. Într-adevăr, după cum a spus la început emisiunei, festivalul este la a patra ediție, a ajuns la oarecare maturitate. Și trebuie să spunem că este unul dintre festivalurile care s-a ținut și pe perioada pandemiei. Ați avut acel curaj, acea temeritate. Acea doză de nebunie. Acum ați început, ar trebui să și continuați vorba aia cu doza de nebunie. A fost singurul festival din România organizat în condiții de pandemie. Born in the city of premieres. In the city of light. In the city of freedom. A unique and innovative space. A city at the confluence of several civilizations. In a space of multi-ethnic and multicultural diversity. Excited to have you on board for the third edition of the Flight Festival. This was Flight Festival 2021. Absolut înfiorător, este experiența pe care... Ca să acele măsuri care trebuiau, distanțare, da, securizare, condiții de igienă, de măsuri de dezinfectare, deci toate. De testare la intrare cu medici, știu oamenii ținuți la 1,5 metri, la un moment erau mai mulți jandarmi, polițiști și medici decât erau, aveam ca și participanți. Da. Și cu toate astea a fost o participare, și selectarea numărului de... Mi se pare că a fost o limită de 500 de persoane. De 500 de persoane, da. A trebuit să oprim la 500 cred de persoane. Cred că la un moment dat s-a mărit un pic, s-a dus până în 1000, chiar pe ultima sută a voastră de metri. Da. Și atunci festival. Am făcut în mai multe locații din oraș, tot așa, am avut atunci Bastionul. Unde am avut petrecere de retro, tot așa, la Cioca, ne-am dus, a trebuit să facem niște garduri despărțitoare între persoane, între oameni, să ținem la 1 metru, 1,5 metri. A fost o experiență înfiorătoare pe care eu, sincer să fiu, sper să nu o mai trăiesc. Dar toate lucrurile astea au clădit experiența voastră și asta înseamnă că se pot face multe așa alte e lucruri. Provocările astea totdeauna pentru oamenii echipa care vor să creeze, sunt lucruri din care învață și, până la urmă, construiesc. Da. Ne ducem spre zona de... Deci se vor întâmpla și partea de tehnologie. Oamenii pot să găsească acele provocări unde? În ce zona ale orașului? Partea este de vorba teatru, de Congress Hall, unde se va întâmpla partea de tehnologie. Într-adevăr, vom avea și partea de teatru, care se va întâmpla la Filarmonica Banatul. Se vor ține câteva spectacole în piațetele din oraș. Ni s-au alăturat școli de teatru din toată țara.
Și-au anunțat participarea și toate aceste programe pot fi găsite pe site-ul flight-festival.com, da, și pe Facebook-ul nostru, pe Flight Festival, sigur. Acolo este un program pe ore, pe zile, pe tot ce înseamnă tehnologie, film, teatru, iar zile următoare vom ieși și cu programul pe ore pe scenele muzicale de la Cioca din 2-4 septembrie. Teatru, film. Filmul unde o să fie urmat? Pentru că am văzut-o că aveți un om de film foarte apropiat, Irina. Irina Margareta Nistor, da, Irina, sigur. Este unul dintre oamenii pe care eu îi admir și suntem într-o relație bună și pentru mine este o garanție că tot ceea ce se va întâmpla în materie de film, acolo unde Irina semnează, este clar că este calitate și este de văzut și de neratat. Absolut, filmele sunt curatoriate de Irina Margareta Nistor și de Mirela, care se ocupă de partea de film la noi. Se vor întâmpla tot în My Garden, cum s-au întâmplat și anul trecut în Juliustown. Și după care ne vom muta cu absolut toată echipa la aerodrom. Asta se întâmplă până în data de 2. Nu, se întâmplă până în data de 11. De 11. Da, da. Ele merg în paralel. Toate aceste evenimente merg în paralel cu partea de muzică. Așa, și ne mutăm în data de 2 în perimetrul aerodromului, da. Și de acolo începe nebunia. De acolo începe nebunia. Adică nebunia aceea în care te poți și manifesta, nu numai să stai spectator și să fii uimit de spectacolul de lumină, de teatru, de film, de tehnologie. Acolo te poți și manifesta. E voie bună, dans. Exact. Și DJ, trupe mari aduse și DJ mari aduși din străinătate. Aș vrea să amintesc de exemplu pe Sigala, duo-ul Sigma, binecunoscutul artist britanic J.P. Cooper, artist care a strâns peste 1 miliard și, nu știu, multe sute de milioane de vizualizări pe o singură platformă de streaming doar. Și cei de la Dubioza Collective. Cei de la Dubioza Collective, care în comunicatul lor ne-au transmis că primul concert pe care l-au avut în România acum 10 ani a fost în Timișoara. Și se bucură foarte mult să se reîntoarcă, pentru că pur și simplu s-au îndrăgostit de orașul nostru, s-au îndrăgostit de public, le place foarte mult energia noastră. Energia publicului a o relație specială cu noi și abia așteaptă să ne revedem cu ei duminică, în data de 4 septembrie vor urca pe scena mare, cei de la Dubioza Colectiv, alături de Subcarpați, alături de Zdob și Zdub. Pe lângă atracția principală, care clar este main stage-ul, mai avem încă două scene secundare. Aș vrea să amintesc scena de muzică techno și rom minimal, care este în grija celor de la Bipolar, care sunt prietenii și partenerii noștri pe zona asta de muzică. Ei au dovedit că pot strânge într-adevăr o comunitate puternică în Timișoara și ce pot face. Atunci am spus ok, vă ocupați de zona asta, este jucăria voastră în festival, pentru că avem garanția calității, de fapt, de la o scenă. Iar a treia și ultima scenă este scena retro, pe care o facem noi împreună cu Retromaniacs, unde l-avem invitat anul acesta pe Andy Moisescu. Andy Moisescu, care este cunoscut ca fiind o personalitate în lumea televiziunii, este și, culmea, un DJ foarte bun. L-am auzit anul ăsta la un festival. Uite, cei care vor să-l vadă din postura de DJ să pot să fie. Mă numesc că o să fie și un soi de entertainer, o să fie zona de interacțiune cu publicul, da. Pentru că el face, nu cred că face. Se va putea abține. Face, pentru că are microfonul care tot timpul este deschis și am văzut că are o comunicare, da, destul de... Transportul, cum se poate ajunge? Cum se ajunge la aerodrom? Cu mașina. Noi avem parcare imediat lângă aerodrom, parcarea este semnalizată. Ideal este să se meargă până la primul sens giratoriu, să se întoarcă și să vină înapoi să parcheze imediat după festival, pe partea dreaptă. Este o parcare amenajată de noi din 2019. Anul acesta încercăm să o lărgim, să mai punem pietriș. Chiar ieri am avut o discuție cu directorul STPT-ului, care ne-a garantat că va pune transport special. Vom pune și aceste date pe site și pe Facebook. Și bineînțeles busul Flight, double deckerul Flight. Asta zic, care... este double deckerul. Da, sigur. Adică nu lipsește. Nu va lipsi. Noi suntem deja obișnuiți cu double deckerul pe care cred că o să-l vedem un pic și prin oraș. Sigur, într-un tur de forță și de prezentare. Cât de greu, dacă ar fi să vorbim în cele 4 ediții, cum am putea să vorbim despre ediția asta?
ca și complexitate, ca și... Acum nu vorbim de cea de anul trecut, care clar că a necesitat eforturi speciale, restricții și un pic de, hai să zicem, măsuri aparte. Și nici artiștii au fost și ei destul de limitați în a circula, chiar și să aduci din afară, da, restricții de zbor, nu știai ce măsuri se vor impune, chiar și în celelalte state. Dar dacă ar fi să vorbim ca într-o notă de evoluție, cum este acum? Ok. Cum a crescut? La început chiar discutam și mi-a zis că vorbeam de un fel de turism cultural. Țin să spun că toate hotelurile la care sunt deja nu prea mai găsim camere. Deci toată industria aceasta și Horeca câștigă, toată lumea are, deci se dezvoltă zona asta foarte mult. Absolut. Cea mare problemă noastră a festivalului este o lipsă a unei infrastructuri bine puse la punct. Există și un risc. Cu cât crești mai mult, cu atât trebuie să oferi publicului pe măsură. Asta nu poți să o faci singur. Asta nu poți să o faci singur, să simți lucruri care nu țin de noi. Adică Timișoara are doar câteva mii de locuri de cazare. Ce te faci dacă, nu știu, aduci un artist imens, ceva huge? Unde îi cazezi pe oamenii ăștia? Cum ajung acolo? Unde parchează? Adică trebuie să fim pregătiți că în 2023 este posibil să ajungem la un blocaj al orașului câteva zile, dacă dă Dumnezeu și aducem un artist foarte mare. Sunt foarte multe piedici care nu țin de noi. Este vorba în primul rând de infrastructură. Noi mergem într-un câmp, că asta este un câmp de 50 de hectare unde nu e absolut nimica. Nu trebuie să aducem curent, garduri, toalete, absolut tot, de la A la Z. Protecție, pază, tot. Trebuie să ai supraveghere. Deci costurile sunt din ce în ce mai mari, pentru că ne cresc și nouă pretențiile. Atunci trebuie să crească și calitatea. Da, pe de altă parte ne dorim un festival și tot dăm exemple, fie al celor de afară, fie ale unul, două festivaluri de aici. Ne uităm cu jind, dar pe de altă parte trebuie să și facem ceva în direcția asta. Dacă vrem să ridicăm ștacheta sus, trebuie să știm că înainte de a ridica, trebuie să pregătim niște lucruri la bază. Asta, absolut. Asta a fost și ideea noastră. Am dat drumul acestui festival cu ideea să crească organic, frumos, în timp, în ani. Și a crescut. A crescut. Minus cei 2 ani de pandemie, care a fost un stand-by, chiar un pas în spate pentru mulți. Asta este adevărul. Dar nu pentru voi. Dificil. Nu pentru noi, pentru că am reușit să arătăm coerență, am reușit să arătăm stabilitate și mai ales ce este important și pentru noi. Impactul afară cum e? Cum este? Începe să fie vizibil în zona Eurobanatului. Și mai mult nu știu, adică să vă atunci când vorbiți cu artiștii de afară, când s-a vorbit să vină la Timișoara sau așa, care a fost deschiderea lor? Mulți care au mai fost în Timișoara vin cu drag. Cei care nu au fost și nu au auzit de oraș și de festival se uită documentează? Pe after, se documentează, ne cer. Multe date e puțin zis, ne cer foarte multe date, se uită pe After Movie, văd că este un festival serios, plus că se vorbește în zona de management, se vorbește foarte mult. Asta adică lucrurile astea nu se pot ascunde. Dacă zona de management acolo este de fapt secretul de început. Da. Anul trecut, headlinerul nostru care a fost Lost Frequencies, după ce s-a terminat concertul, a spus că pentru el este top 3 sonorizări la care a fost vreodată la un festival și totuși este un DJ umblat. Este un DJ care pune pe cele mai mari scene muzicale ale lumii. Adică pentru noi reclama asta pozitivă. Artiștii ne laudă în primul rând backstage-ul, sunetul și scena. Asta este foarte important, cum sunt primiți. Pentru ei asta este o garanție a calității, da, actului și actului a participării lor ca să-și mențină un standard. Bineînțeles, este un brand pe care trebuie să-și apere la un moment dat și atunci dacă, nu știu, sculele nu sunt la un nivel, la un standard agreat de ei, probabil vor avea probleme, lucruri care nu s-au întâmplat până acum și chestia se propagă și oamenii vorbesc, da, uite, mergeți acolo pentru că este ok. Artiștii se cunosc între ei, se sună, vorbesc, își pun tot felul de întrebări, sunt convins de treaba asta. Dar nu, până acum n-am avut probleme să zică cineva, nu venim pentru că a fost o problemă. Nu, așa ceva nu s-a întâmplat și sper să nici nu se întâmple în viitor. Cât, dacă ar fi să vorbim așa în termen de, la cât vă așteptați ca număr de public să crească exponențial anul acesta?
Asta ținând cont că și promovarea un pic e diferită sau ați crescut gradul de expansiune, ați mers foarte mult și pe județele din vecine. Avem și nu vizibilitate numai. Și în Alba și în Cluj și în București. Sigur, am început să ne extindem puțin și pe... Ceea ce nu s-a făcut, adică creșterea, apropo, organică a presupus și mers spre zona de promovare în alte județe și nu numai și în afara țării, adică conform spre Serbia. Conform planului. Am zis că începem cu un festival care trebuie să fie în primul rând adoptat de Timișoara, se știe că este festivalul orașului, după care am vrut să devenim regionali, euroregionali, naționali, cine știe în timp. Adică nu vrem să ne punem niște standarde care probabil sunt nerealiste și nu vom adică putea ajunge la ele. Adică nu vrem să săriți peste niște etape firești. Dar nu vrem să sărim peste niște etape, exact cum ai spus tu, niște etape firești care trebuie arse, care trebuie să trecem ca în să creștem. În primul rând trebuie să le arzi tu ca organizator și să poți să, și trebuie să, exact ce vorbeam, trebuie să le corelezi foarte mult cu niște realități ale locului. Așa este. Pentru că odată cu voi trebuie să crească și abordarea din perspectiva administrațiilor locale și județene, trebuie parteneriatele să crească, oamenii să înțeleagă ce înseamnă, da. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi ce înseamnă un festival și tradițional, când devine tradițional, la ce să ne așteptăm. Așa nu este. Să bombardăm, nu să tocăm, nu să sancționăm, nu să comentăm, ba mai mult, dacă putem să sprijinim cu idei sau cu... Bănuiesc că sunteți deschis la tot ceea ce deschiși la tot ceea ce înseamnă sugestii sau corecții, dacă e, dacă e nevoie. Nimeni nu e perfect, nu? Da, dar asta nu ca să dărâmăm, ci ca să creștem și avem nevoie să creștem cu toții, tocmai că acest festival este un beneficiu pentru noi toți. Da, știți, vorbeați de critici, nu ne deranjează criticile. Eu știu și noi știm că este de greu, de fapt, să construiești ceva frumos, în primul rând, pentru orașul tău. Asta este ideea noastră, iar pregătindu-ne pentru... Ca să faci o casă frumoasă, trebuie să treci printr-un șantier. Sigur, exact, corect. Pregătindu-ne pentru titlul de capitală culturală, eu sper că timișorenii sunt conștienți ce înseamnă această mană cerească pentru orașul nostru. Aud discuții că va fi, că nu va fi. La urma urmei avem 3 teatre în 3 limbi diferite, ceea ce este unic în România. Avem filarmonică, avem operă, avem acest schelet pe care putem construi. Avem un oraș. Artiști care n-au unde să se exprime atât de mult. Corect. Asta este problema. Infrastructura culturală. Dar putem să găsim soluții împreună, se pot găsi soluții în spații inedite, poate structuri Sighet, festival din Budapesta, cort de 30-40 de mii de oameni pus în aer liber. Sibiu, are Timișoara astfel capitală de posibilitate? Capitală culturală Sibiu în 2007, orchestra din Viena a cântat în cort, nu este o rușine, a arătat păi extraordinar. Nu, de ce să fie o rușine? Oamenii când le spun asta zic cum adică în cort, nu vă imaginați că este un cort cum sunt corturile de nuntă, este un cort pe structură metalică extrem de încăpător, foarte bun pentru așa ceva, adică noi... Acustică? Acustică impecabilă. Nu sunt probleme, sigur că da. Noi nu avem timp să facem o sală, să pregătim ceva până anul viitor. Dar există soluții. Clar, dar există soluții, la orice există soluții. Deci trebuie să vrem, sigur. Prima dată, să nu rămânem cantonați într-o zonă a neputinței și să ieșim din zona de confort până la urmă. Și a unei tendințe de a sancționa totdeauna inițiativa celor care vor să facă. Nu fac eu, nu faci nici tu. Cam așa e la noi. La noi așa, mai pe la, prin zona de periferie a abordării unor astfel de evenimente. Mai vreau să mai vorbim ceva. În ultimul timp, probabil legat foarte mult de Timișoara capitală, s-au mulțit numărul festivalurilor. E bine, e rău. Acum vorbim de un festival care voi chiar v-ați dovedit tenacitatea și munca asta și dedicarea pentru un festival care, am spus de la început, depășește un pic sfera de cuprindere a noțiunii de festival. Este un eveniment, este un fenomen. Dar încep să apară mai multe festivaluri. Rău, bine, pentru se pot uni ele într-o formă de coerentă, de program. Asta da. Ca om care are o da, viziune și care lucrează uni. În zona de management a fenomenului cultural. Pe noi, și asta vă spun cu toată sinceritatea, ne bucură chestia asta.
Ne bucură pentru că, da, toată lumea, nimeni nu se așteaptă la treaba asta. Păi nu te aștepți, pentru că e firea noastră să nu ne bucurăm. Să ai o terasă undeva în marginea orașului, unde nu mai există absolut nimic, sau să duci în Piața Unirii, unde sunt una lângă alta, toate funcționează. Este loc pentru oricine, sub soare, mai ales în Timișoara. Nu ne încurcă deloc. Din contră, ne ajută. Haideți să spunem lucrurile pe nume. Timișoara a fost un oraș văduvit de evenimente mari, mulți ani. În momentul în care vin festivaluri mici, mari, de nișă, nu contează, oamenii încep să se obișnuiască cu ideea de festival la ei acasă, nu doar să mergem altundeva, să servim și să venim înapoi. Încep să se acomodeze cu participarea în un festival, cu brățările, cu... este altceva. Adică oamenii ăștia, toate festivalurile care apar în Timișoara, să știți că muncesc foarte mult. Identifică în primul rând niște spații, niște zone de care eu nici nu știam că există, sincer să fiu, pe lângă Timișoara, la fel cum nici Cioca nu era pe harta evenimentelor culturale. Se identifică niște locații care pot fi folosite ulterior pentru alte evenimente culturale. Se împarte un program cultural-artistic pe acest an în care noi vorbim între noi. Dacă eu știu că un festival are perioada 2-4 septembrie, adică sper că nu își pune o dată cu noi, adică ne împărțim aceste zone pe lune. Își face unul luna iunie, luna iulie ne facem noi, august altcineva, deci noi ne putem împărți și ne putem înțelege, din contră, ne și ajutăm, ne luăm unii de la alții, materiale, scule, ce mai avem nevoie, deci... Adică este loc pentru toată lumea și este extraordinar de valoroasă și colaborarea, dar și realizarea unor astfel de evenimente într-o cadență, pentru că nu poate cineva să organizeze un festival sau sau o serie de evenimente de calibrul celor care se desfășoară la Fly Festival sau în alte zone de festival, nu poți să le organizezi pe toate într-o cadență și într-un ritm atât de intens, pentru că necesită foarte multe luni, vorbeam. Când lumea ne întreabă ce avem noi de câștigat de pe capitală culturală, cel mai clar exemplu pe lângă Horeca, sunt acești oameni care lucrează în organizări evenimente, în închirierea aparaturi audio-video, personal tehnic, helperi. Deci toți oamenii ăștia încep să aibă un trai decent doar prin o serie de evenimente care se întâmplă în Timișoara. Mai avem de câștigat. Avem instituții de teatru care își credesc un prestigiu prin evenimentele de acasă, de la ei. Avem muzee, avem locuri de vizitat, avem turismul care poate să crească foarte mult dacă știm să le evidențiem. Dacă. Asta a fost și una din întrebările mele. Să te pui din punctul de vedere al turistului care aterizează în Timișoara, care este primul lucru care îl faci. Trebuie scoase în evidență pe lângă toate poveștile orașului, care sunt extraordinare, pe lângă faptul că suntem orașul celor peste 1000 de premiere. Adică trebuie să le oferim și ceva în zona de entertainment. Nu este suficient ca orașul să arate bine, să ai câteva povești și după care te duci la hotel, te duci la un restaurant, nu se întâmplă nimic în rest. De aia spun, aceste evenimente, noi vom fi capitală culturală din februarie până în decembrie. Noi trebuie să fim pregătiți în toate lunile astea. Nu. Să se întâmple ceva. Să se întâmple ceva. Oamenii să aibă de unde să aleagă. Content. Exact despre asta este vorba. Și atunci, chiar dacă sunt evenimente mai mici, mai mari, nișate, pe indiferent ce gen de muzică, sau pe teatru, sau pe artă, sau pe orice, ideea este să fie, să se creeze o emulație în orașul nostru, în așa fel încât atunci când turistul vine să aibă un meniu diversificat, unde să zică, da, domnule, vreau să-mi aleg asta, asta, asta și asta. Și acum vreau să vă spun un lucru. În premieră vă zic, noi lucrăm la o aplicație pe telefon, care asta va face. O aplicație care, în momentul în care te dai jos din avion, o scanezi, o instalezi și îți face un fel de itinerar cultural ție, turistului. Stau 3 zile în Timișoara, unde vreau să mă cazez, unde vreau să mănânc, ce pot să vizitez. Și în această aplicație vrem să băgăm muzee, teatre, filarmonica, opera, evenimentele private, barurile, restaurantele, toate gândite în așa fel încât să oferim, de fapt, content vizitatorilor. Despre asta este vorba și să ne lăudăm cu orașul nostru, pentru că avem cu ce să ne lăudăm. Asta este un lucru bun. Trebuie să recunosc că e o suprapunere de idei aici, dar asta facem separat de discuția cu Fly Festival. Spuneam la un moment dat că necesită o dezbatere mare, mare și cu mulți, mulți oameni. Și așa este. O înfrățire și o coagulare a tot ceea ce înseamnă energie, putere, minte, idei și corect. Și așa mai departe. It's never too late or too early to add a festival in your life.
De unde pot să-și iau oamenii bilet? Cum? Repetăm. Mi-am amintit și acum intru ca și acela care filmele din cadrul Fly Festival pot fi vizionate, adică pe Irina Margareta, pentru că tot vorbeam atunci de Irina, cred că vor fi vizionate la cinematograful Victoria. Da. Știu eu că sunt programate, deci ca și orientare aproape în centru puteți să vedeți niște filme foarte, foarte faine. De unde pot să-și iau oamenii bilete? Abonamente? De pe site-ul nostru. Sunt trecute toate acolo, abonamentele pentru familie, pentru... Deci acolo scrie eu absolut toate detaliile pe flight-festival.com. Are ce să fac fiecare de toate vârstele acolo. Da. Deci găsim orice pentru oricine. Sigur, pe lângă Kids Zone, unde poți să vii cu copiii pe timp de zi, avem un parteneriat făcut cu Aeroclubul Român și anul acesta vom avea sărituri cu parașuta de la 3000 de metri. Wow! Wow, da, pe mine nu o să mă găsiți acolo, am văzut bun listar. Eu o să stau la sol unde mi-e locul. Dar da, pe lângă sărituri cu parașuta vom avea și piloți care vor face curse cu oamenii, cum am avut și anul super trecut tare, și acum 2 ani de zile, da. Deci se întâmplă. În plus, deci se poate sări cu parașuta în tandem. Da. Ei, bine, poate ori fi și unii care au brevetate, au brevete și au știu să au toate. Dar nu știm asta. Ideea este că puteți, cine vrea să își mărească doza de adrenalină, o poate face. Puteți să ascultați muzică până când mai săriți un pic de la vreo 3000 de metri. Aveți ce să faceți, deci toată lumea are ce să facă, toată lumea poate să își petreacă câteva ore în aer liber, vremea sper să țină cu noi. Da, și dacă nu, anul trecut am fost extrem de mândru de publicul nostru, că au rămas lângă noi chiar pe o noi vreme absolut cumplită. Noi știm ce a însemnat acea provocare, dar a fost, până la urmă nici n-a fost rău, a fost o amintire și rămânem și acum și avem de ce să povestim și despre ce să vorbim. Vlad Gârboni, ce să spun, felicitări. Felicitări vouă pentru ceea ce faceți, felicitări pentru tenacitate, pentru putere, pentru exemplu. Și felicitări că nu de puține ori ați învins rezistență, încă mai aveți zone în care vă mai loviți acolo, mai puneți, mai încercați să mai dărâmați niște ziduri așa imaginare și impuse de alții, dar o faceți, o faceți cu multă tenacitate și cu multă forță. Felicitări pentru experiența dobândită. Să rămână, mulțumim. Și la mai mare, adică tare mult îmi doresc că atunci când vorbesc și zic Timișoara, Fly Festival, da, știu și eu și îi cunosc. Dar vor că degeaba, noi suntem trei prieteni, eu, Ovidiu și Cezar, care am pus bazele acestui festival, dar fără echipă nu făceam absolut. Aveți în jurul vostru foarte mulți prieteni, foarte mulți voluntari, foarte mulți oameni foarte care, mulți. Și trebuie să spunem că sunt profi. Ați încercat totdeauna să găsiți oamenii cu care să și comunicați bine și să și știe ceea ce fac. Poate nu totdeauna cei mai și cei mai, dar oamenii aceia care au făcut echipa, au armonizat-o și s-au potrivit bine în puzzle-ul vostru. Copiii Timișoare sunt oamenii de aici cărora le pasă. În primul rând, prima condiție este să-ți pese. Da, corect. Și au învățat și ei de la noi și noi de la ei și foarte mult. Și pe cei care i-ați adus din afară, că o să mai zic așa, totdeauna i-ați învățat să respecte. Și să se integreze foarte bine în zona asta. Felicitări! Ne mulțumim, vedem la Fly Festival, sigur, poate nu la 3000 de metri, mai pe sol unii dintre noi, deși eu recunosc că sunt tentată foarte tare, îmi place foarte mult să zbor, mi-aș fi dorit foarte mult să am zona asta de abordare și de a-mi lua un brevet de pilot, dar au fost alte vremuri. Bun, ne vedem la Fly Festival! Ne vedem! Și cu dumneavoastră ne vedem la Fly Festival. Nu uitați că începând din 26 aveți posibilitatea să vedeți peste podul de pe Bega în zona în spatele catedralei. În spatele catedralei, da. Un show de laser extraordinar, de lumini fantastic, un tunel cu lumină și un concert susținut de Pfizer, da? Artiștii noștri de aici, din Timișoara, frumoși, valoroși și începând de atunci, avem până în septembrie, în 11, nu? Da.
o serie de evenimente fantastice. Ne vedem la Fly Festival! Flight Festival, September 2-4, Ciocca Utility Airport, Timișoara. Listen to your favorite artists. Come meet Dubioza Collective, JP Cooper, Carlos Dreams, Sigma, Sigala. Enjoy some of the best plays and don't forget to live life around tech. Fly beyond sunset.